Nu de puține ori în viața noastră am auzit predici legate de întrebarea lui Pilat: Ce este adevărul? Întrebarea aceasta a fost apreciată și este practicată, practic, de noi în tot felul de situații. Întrebarea care se ridică este aceasta? Cu adevărat, întrebarea că dacă este așa. Ce este adevărul? Înseamnă că Dumnezeu a rămas dator să ne descopere adevărul, iar noi suntem unde suntem pentru că El nu și-a făcut datoria. Ce este adevărul? Suntem lăsați într-o lume de confuzie, de fake news, de... nimeni nu știe încotro să meargă a fost aplaudat internetul pentru faptul că a dat acces oamenilor la atâta cunoștință. Acum ți-e frică să deschizi și primul lucru întrebă, o fie adevărat sau nu fie adevărat. A devenit purtătorul atâtor lucruri de felul acesta. Dar întrebarea aceasta trebuie să fie precedată de o alta care sună așa. Ai vrea să înțelegi adevărul? Nu care este, dacă aceasta se ocupă Dumnezeu de treaba aceasta. El a spus clar, eu sunt adevărul. Întrebarea este dacă ai vrea să-l înțelegi. Și cel care a întrebat lucrul acesta nu vrea să înțeleagă. El doar întreabă. De unde știm aceasta? Din faptul că el a ieșit afară după ce a întrebat. De... Nu dorea să audă ce este adevărul. Nu intenționa vreo schimbare. Suntem confruntați cu acest lucru în întreaga noastră viață. Suntem la tot felul de bifurcații, de hotărâri, de situații, care dintre ele reprezintă adevărul. Și dacă vom urmări cu atenție, acest lucru nu este de mică importanță și este o problemă de viață și de moarte. Să mergem împreună la cruce și să vedem acolo doi oameni. Unul care judecă după adevăr și unul care judecă după aparență, după înfățișare. Cel care judecă după adevăr își încheie viața cu rugăciunea adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cel care judecă după aparență, după glasul oamenilor care strigau de jos, după cultura secolului, după religia lor, după toate acestea. Omul ăsta după aceasta judecă, dacă ești fiul lui Dumnezeu, uh, fă lucrul acesta. Celălalt se întoarce către el și încearcă să-l câștige acolo pe cruce. E ultimul lui act pe care îl săvârșește în viața aceasta. Încearcă să câștige un om la adevăr, nu te lua după lumea aceasta care strigă și înjură și blestemă și scuipă, nu te lua după ei. Omul acesta nu a făcut nimic, este nevinovat, este fiul lui Dumnezeu. Aceasta a fost ultima lui lucrare. Problema, acesta era adevărul, dar el se lovește din nou de întrebarea aceasta. Bine, ai vrea să ai acces la adevăr, ai vrea să cunoști adevărul. Săptămâna aceasta am luat un duș rece. A fost o furtună serioasă prin ei pe aici. Ați observat că copaci căzuți, străzi blocate, una alta și așa mai departe. Dar eu nu știu de așa ceva. Am fost în ofis aici jos, am înregistrat, am fost atât de fericit și am ieșit rugându-mă după ce am încheiat totul, când deschid ușa, mă pomânesc într-o furtună grozavă care era afară. M-am trezit la realitate imediat și mi-am dat seama că e nevoie de o astfel de furtună ca Dumnezeu să ne aducă la un moment dat cu picioarele pe pământ în fața realității. Realitatea nu era cea din ofis, realitatea era cea de afară. În fața acestei perspective se așează cuvântul lui Dumnezeu care a fost citat așa clar de Nicolas. Mulțumesc pentru citirea cuvântului plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după aparență sau după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Sigur că toată, toată lumea spune, Domnule, așa trebuie să fie. Dar întrebarea lui Nicodem, bine, dar cum se face treaba asta? Cum să ajung aici? Păi există o singură cale. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Înainte de a nu hotărâ după impresii sau după aparențe sau după cele auzite, înainte de aceasta este întrebarea, se ridică întrebarea, cine este Dumnezeu pentru tine? Ai tu respect pentru Dumnezeu? Ai tu prețuire pentru El? Aceasta e primul lucru. Plăcerea lui va fi frica de Domnul și ca urmare... El nu va judeca după aparență, ci va judeca după adevăr. Nu va lua hotărâri pe baza celor auzite, ci pe baza celor descoperite de Dumnezeu prin mijloacele Lui. Acesta este Mântuitorul. Noi ne bucurăm foarte mult din suflet și mereu repetăm: Dumnezeu îmi cunoaște inima. E un lucru mare lucrul acesta. Nu pot să spun aceasta nici chiar copiilor mei, pentru că au și ei limitele lor în cunoaștere și în înțelegere. Și noi față de ei, și ei față de noi. Dar am această deplină bucurie în suflet și împărtășim lucrul acesta cu toții, faptul că Dumnezeu cunoaște adevărul. De aceea a spus Domnul Hristos, când ești confruntat cu o situație legată de aparențe, oamenii spunând tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră, Bucurați-vă în clipa aceea, dar cum să mă bucur, Doamne, dacă auzi ce versecuții, ce, ce scrie în ziare, ce au făcut oameni? Auzi, nu, bucurați-vă! Pentru că în Cartea lui Dumnezeu nu scrie ce scrie în ziar. În Cartea lui Dumnezeu scrie, este, este numită Cartea Adevărului. Și motivul bucuriei și al păcii sufletești este faptul că adevărul este la El. Noi ne bucurăm de lucrul acesta, dar întrebarea care se ridică, trăim în acest fel? Nu cumva plăcerea noastră nu este aceasta. În cazul în care plăcerea noastră nu este adevărul, așa cum este El în Hristos Iisus, în cazul acesta ea nu rămâne inactivă, ea se îndreaptă spre altceva. O să mergem acum la o situație din Vechiul Testament în care un om, unui om nu îi place, nu, nu vrea, nu-mi nu place lucrul acesta. Bine, am înțeles, e un medicament cine, cine îi place. Are gust de petrol, are gust de... Nu-i place nimănui. Asta e gustul. Când Iosafat îi spune lui Ahab să cheamă un proroc al Domnului, este unul aici, unul mica. Oh, nu, 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 nu de asta nu vreau. Nu, nu-mi place de omul ăsta. Foarte bine. Este o realitate aceasta. Nu-mi place gustul ăsta. Întrebarea este, de unde vine neplăcerea aceasta? Vine din dezacordul dintre sufletul tău și adevăr. Doamne, nu te rog să-l vindești pe omul ăsta. Vindecă-mă pe mine de faptul că am neplăcere vis a -vis de omul acesta. Pentru că a plăcea sau a nu plăcea nu scutește și nu scapă pe nimeni de ceea ce natural și fatal, aș spune, urmează. Și anume, Ahab zice, nu îmi place treaba asta, mie îmi place altceva. Bun, i-a dat ce i-au plăcut, au venit oamenii, i-au cântat acolo, i-au spus unul așa, a plecat și a murit. Așa cum îi spusese profetul Mica. A plăcea sau a nu plăcea, nu scutește pe nimeni dintre noi. Trebuie să cerem de la Dumnezeu darul acesta. Am învățat cu tine seară arta prevenirii și am învățat că un simțământ greu, cel mai greu în suflet, este când îți dai seama că o suferință sau o pierdere era evitabilă. Nu era neapărat nevoie să trec aici. Existau alte, că existau alte rezolvare. Știți că nu de mult un cetățean a obligat avionul să aterizeze, nu știu pe ce aeroport, că era frică să nu-l omoare unii care erau acolo. Acum va fi în închisoare pentru mai mulți ani. Și cineva îi scrie, zice, păi era o altă soluție, mult mai simplă. Trebuia să cobori pe aeroport acolo și trebuia să rămâi, fără să ieși acolo unde era publicul. Trebuia să rămâi sub protecția. Era o soluție mult mai simplă. Nu știu dacă aceasta ar fi rezolvat situația sau n-ar fi rezolvat situația, dar era o altă soluție și noi, noi vedem lucrul acesta în toate lucrurile. E bine că ne gândim așa, dar este important și foarte prețios să gândim acest lucru și să-l trăim înainte de a face pasul ăsta. Este aceasta singura soluție? Este aceasta singura opțiune? Doamne, vreau să vorbesc cu Tine! Vreau să vorbesc cu tine, dacă vorbesc cu mine, eu nu văd o altă ieșire, dar vreau să vorbesc cu tine. De unde privești tu? Tu vezi altceva? Vă asigur că este o experiență adâncă, mișcătoare și transformatoare. Imediat câștigă sufletul. Așa cum spunea Iov, cât de convingătoare sunt cuvintele adevărului. El nu are totdeauna gust plăcut. Sunt oameni astăzi care sunt victima a tot felul de lucruri greșite în ce privește credința. Noi, cei prezenți, într-o măsură mai mică sau mai mare, avem parte de lucrul acesta. Întrebarea nu este aceasta. Și întrebarea este, vrei să cunoști adevărul? Dacă vrei să cunoști adevărul, Dumnezeu își va face datoria față de tine și tu îl vei cunoaște. Aceasta este calea lui Dumnezeu ce asigură. Niciodată, spune Mântuitorul, pe cel ce vine la mine ca să afle și să cunoască adevărul, pe omul ăla eu nu-l voi da afară, dacă vine la mine. Dacă însă întreabă ce este adevărul și iese afară, aceasta arată că de fapt nu era ascuns acolo intenția schimbării. Plăcerea lui, va fi frica de Domnul și aceasta îl va duce pe el să nu judece după aparență. La un moment dat e imposibil să evităm confruntarea cu situația, cu momentul. Moi se merge și face ce a spus Dumnezeu. Uite, zi, dute la faraon și spune asta și asta. Și a doua zi este un decret groaznic împotriva poporului chinul după lume, le mărește poverile groaznic, bătăi teribile din partea supraveghetorilor acestora. Și oamenii se îndreaptă spre el și pur și simplu îl mă, uite ce ai făcut, uite în ce situație ne-ai adus. Și se, la rândul lui se îndreaptă spre Dumnezeu, ce faci, Doamne, tu mai ai pus să fac lucrul ăsta, am mers acolo, am făcut ce mi-ai spus și uite ce a ieșit. Și Domnul spune, nu s-a terminat încă istoria, este începutul. Și de obicei, înainte de răsărit, întunericul este cel mai jos, cel mai groaznic. Nu te teme de aparența momentului. Nu. Acesta va trece. În final, tot ce a spus Dumnezeu se va împlini, dar drumul trece pe aici. Fie în bine, fie în rău, aparența are viață scurtă. Aparent Elima de vrăjitorul devenise creștin. Aparent s-a și botezat. Aparent. Aparent eu urma să fie un ca de vierni. voi muri, voi intra în pământ. Aparent. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Dă-i timp lui Dumnezeu și ai încredere în felul cum conduce El, dar permane fi mișcat în sufletul tău de dorința aceasta de a avea acces la adevăr. Doamne, te rog, condum sufletul de așa fel încât să ajungă să găsească plăcere în adevăr. E adevărat că adevărul poate fi un duș rece, atât de rece uneori, cum am intrat eu cu capul în niște fulgere și în niște ploi de n-am pomenit joi seara, Poate să fie un șoc de felul acesta pentru noi, dar nu contează. Adevărul, oricât de amar, oricât de greu, oricât de neplăcut și nedorit ar fi, n aș vrea să fie așa, dar este, oricum ar fi el, duce la viață. Neadevărul, oricât de plăcut, de senzație, de moment, de indiferent ce se întâmplă, el, sub aparența aceasta, va sfârși în final în moarte. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după aparență și nu va hotărâ după cele auzite. De ce credeți că a spus Mântuitorul nostru, du-te la fratele tău? Acesta este cuvântul lui. Du-te și vorbește cu fratele tău. A spus lucrul acesta ca să prevină o astfel de situație. A spus lucrul acesta ca un om să nu ajungă să hotărască după aparență, după impresie sau după cele auzite, ci dute la fratele tău, este adevărat lucrul ăsta, este aceasta realitatea. Nu e nimeni dintre noi care n-a auzit folclor cu privire la propria lui viață. Dar fiecare dintre noi am fost scutiți de păcate mari în momentul în care am ascultat de acest simplu cuvânt al lui Dumnezeu, du-te la fratele tău, vorbește cu fratele tău. Vă menționam că în una din conferințele pastorale la care am participat și săptămâna aceasta merg începând de mâine până a miercuri, la una dintre ele acest lucru ni s-a spus, asigurați-vă întotdeauna că omul cu care vorbiți a avut acces la adevăr. Asigurați-vă de lucrul acesta. Asigură-te că tu, înainte să-ți faci o impresie sau să iei o hotărâre cu privire la un lucru sau altul, tu ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai cerut acces la adevăr. Până Mântuitorul nostru în Ghețe Mani, supune gândirea lui, supune sinele lui lui Dumnezeu spunându-i, nu cum gândesc eu, ci cum gândești tu. Era identic și totuși. El trasează un drum pentru noi, lasă niște urme și ne spune, mergeți pe urma aceasta. Supune lui Dumnezeu realitatea de care ești sigur, pentru care ești gata să bași mâna în foc. Supune acest lucru lui Dumnezeu. Și vei vedea ce diferență este, așa cum învățam azi dimineața aici la înainte de școala de sabat, la meditația noastră, ce diferență de la cer la pământ este între ceea ce ai crezut tu despre un bine, nu sunt rău și binele, acestea ne sunt cât de cât clare, dar cu privire la un bine, ce diferență este între ceea ce ai gândit tu despre binele acesta și ce a gândit Dumnezeu? Sunt multe căi, spune cartea proverbelor, care par a fi bune. Par aduce la bine, la urmă, se observă că a fost doar aparența. Se vede că duc la moarte. Nu a trebuit niciodată să verificăm pe Dumnezeu, ia să văd dacă a spus drept sau nu. Nu, n-ar fi cazul să facem lucrul acesta. Ne jenăm chiar și pentru un om să-i zicem, domne, vreau... nu, mă duc să verific ce mi-ai spus. Am un respect pentru tine și pur și simplu nu, nu aș îndrăzni să-ți sufletul în acest fel. Și cu toate acestea, Domnul însuși spune, pune-mă la încercare. Pune-mă la încercare și vezi dacă ce ți-am spus eu este adevărat și este bine sau nu. Dar pune-mă la încercare. Și Mântuitorul spune, dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea. Credeți proba aceasta. Plăcerea lui va fi întotdeauna frica de Domnul. Semnul că, într-adevăr, aceasta este prioritatea supremă a vieții noastre, semnul este că nu va judeca după aparență, nici nu, va judeca, nici nu va hotărâ după cele auzite. Mântuitorul ne spune în textul citat din Ioan, capitolul 7, versetul 24: Nu judecați după înfățișare, judecați după adevăr. Cine are adevărul? Păi are Dumnezeu. Bun venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, te rog din suflet, luminează în sufletul și în ochii ca să cunosc adevărul, să știu ce hotărâre trebuie să iau în funcție de aceasta. Dar el nu spune aceasta ca un fariseu. Du-te și fă așa ceva și el nu face așa ceva. Nu! Domnul întâi, așa cum spune textul nostru în Isaia, întâi plăcerea lui va fi frica de Dumnezeu și nu va hotărâ după aparență, nici nu va lua decizii pe baza celor auzite. El, el, împlinește acest lucru și după aceea spune, calcă pe urmele mele. Fă și tu pentru aproapele tău ceea ce eu fac pentru tine. Lupta cea mai grea cu această ocazie și cu această vreme în care trăim noi este legată de adevăr. A fost dintotdeauna, de la începutul începutului, dar cu atât mai mult în vremea noastră. Și într-o așa vreme de confuzie, doar steaua polară a vieții Domnului nostru Isus Hristos ne va arăta nordul. Altfel, nu există reper în noapte. Ea ne va arăta nordul și vom înțelege două lucruri. În ce direcție ar trebui să merg și în ce direcție merg în acest moment. Are cea mai adâncă însemnătate în lucrul acesta. Cu privire la noi înșine putem să avem tot felul de păreri. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Bun, e foarte bine, este convingerea ta, a la odicei, despre ea însăși. Este foarte bine. ce e de făcut cu asta? Ia frumos părerea ta despre tine și așa zonă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu văd bine ce văd în mine. Este acesta adevărul despre mine? Eu mă consider un om credincios, sau un om bun, sau un om rău, sau un om așa. Care este adevărul? Și atunci vine partea a doua a capitolului 3 din Cartea Apocalipsei, care spune, uite care este adevărul. Oh, vai, dar ce groaznic este. Nu, adevărul nu e groaznic. Adevărul poate să fie amar, este foarte amar, dar nu este groaznic. El dă viață pur și simplu. Și în ciuda faptului că în prima parte a spune, mă simt bine, sunt așa, sunt așa, în ciuda acestui fapt, acest duș rece din partea a doua a capitolului, din partea a doua a solii către la Odiceea, are menirea să dea viață. Dumnezeu privește în fiecare suflet în parte ca să citească și să vadă dacă există această dorință cu adevărat. Doamne, aș dori să am acces la adevăr, oricare va fi el. Într-o vreme ca aceasta, cea din tâi victimă este adevărul. Și nu e de puțină importanță. Când Mântuitorul nostru a fost întrebat ce este adevărul, el a răspuns în cuvinte simple. Eu pentru aceasta am venit să mărturisesc despre adevăr. Cine este din adevăr, ascultă ce spun eu, spunea Mântuitorul. Cum adică? Păi dacă are cineva în suflet dorința aceasta, înseamnă că prinde frecvența aceasta. De ce Dumnezeu s-a descoperit unuia și nu altuia și uite, uite, în ce situație? Eu nu, pot, nu știu ce să fac, că sunt în confuzie. Nu înseamnă că nu e vina ta. Este vina celui care nu ți-a luminat calea. Nu, aceasta nu este adevărat. Știm toți, știm din experiența noastră personală. N-a fost niciodată adevărat. Nu. Din potrivă, David a spus, zice, mi-a bătut inima când am văzut acolo pe omul acela doege, domitul mi-a venit în minte că se va întâmpla așa ceva și un oraș întreg a fost masacrat pentru faptul că eu am ignorat glasul lui Dumnezeu care îmi spunea, uite care este adevărul. Uite-te bine la omul acela, adevărul este că acest oraș va fi înnecat în sânge de către acest om posedat numit Saul. David a știut lucrul ăsta. Și el nu se dă înapoi, ci spune, am lucrat ca un nebun. Spune, singurului supraviețuitor din orașul preoțesc, din cetatea Nob, îi spune acestui tânărel abiatar, eu sunt cauza morții tuturor sufletelor din casa, și părinții lui murisele și tot orașul, toată cetatea preoțească. Eu sunt cauza. Și care era cauza? Am ignorat Adevărul pe care Dumnezeu mi l-a descoperit, pe când stăteam acolo, când stăteam acolo, Dumnezeu mi-a spus, uite-te bine acolo, aceasta se va întâmpla, vezi ce ai de făcut. Am ignorat și am continuat. Este un preț de plătit în momentul în care sufletul nostru se împietrește față de adevăr și este o binecuvântare fără hotare atunci când el se deschide în fața adevărului. Adevărul nu este un lucru ușor. A umbla în adevăr pe pământ nu e o viață simplă, dar este o viață binecuvântată prin faptul că poartă semnătura lui Dumnezeu. El este acela care va scrie în dreptul vieții mele, în dreptul vieții tale. După umblarea pe pământul acesta, Sufletul acesta a umblat după adevăr. Sigur că suntem oameni cu limitele noastre, dar această dorință și posibilitate ne este așezată prin cuvântul lui Dumnezeu înainte, nouă tuturor. Putem să facem din ea prilejul mântuirii sau putem să facem din ea un prilej de cădere. Plăcerea nu este un criteriu. Îmi place sau nu-mi place? Nu. Plăcerea nu este un criteriu. Ea sfârșește rău. Ceea ce este un criteriu adevărat și plin de viață este cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul. Cine este din adevăr, ascultă cuvântul meu. Fiecare să se cerceteze pe sine. Fiecare să se cerceteze pe sine în ce relații, cât de dispus ești tu să ai acces la adevărul lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt astăzi în diverse religii, așa cum spuneam, și victime ale unor crezuri diverse. Te uiți de la distanță și tu ești un om ca și el te uiți de la distanță și ca om te întrebi cum poate un om să creadă așa ceva, cum poate să gândească, cum poate să facă un lucru ca acest. Tu ca un om care ești, spune în Biblie, și tu ești vinovat în partea înaltă, dar tu ca om te uiți la așa ceva. Răspunsul este unul singur. Dorința după adevăr pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul nostru a fost înnăbușită de dorința plăcerii. Nu-mi place acest lucru și îmi place acest lucru. Versetul 2 din capitolul 11 al cărții Isaia arată Taina. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Acestea sunt semnele prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Mântuitorul numea Duhul Sfânt Duhul adevărului. De aceea să-ne rugăm din toată inima ca bunul Dumnezeu să pună în sufletul nostru dorința aceasta, sete aceasta și vrerea aceasta cu privire la El și la cuvântul Lui și Duhului Dumnezeu să se odihnească peste sufletele noastre și să ne dea acea înțelepciune, acea clar viziune, acel glas al Duhului lui Dumnezeu care ne dă acces la adevărul așa cum este El în Hristos Iisus și nu ne lasă victima aparenții sau a celor auzite. Aceasta ne este rugăciunea Tată iubit și venind înaintea Ta avem încredere că Tu vei face mult mai mult decât te rugăm noi. Tu vei așeza în sufletul nostru dorința aceasta sfântă, și tu ne vei ajuta, Doamne, ca plăcerea noastră să fii Tu. Ne închinăm înaintea Ta și venim cu familiile noastre, cu adunarea noastră, cu lumea în care trăim și Te rugăm, Doamne, să așezi adevărul pe pământ așa cum ai promis în cuvântul Tău, începând cu sufletele noastre. Și numele Tău să fie în veci binecuvântat. Amin.